Sorin, spune-mi de accidentarea de ieri, la bietul Iancu. Pune-mă să vorbesc de altceva, că... Vorbim ce, acum ce faza. Să facem? Am face văzut, parte din fotbal. Am văzut în primă fază și pe urmă nici n-am mai vrut să mă uit la reluare. Nu mai știu nimic, am văzut o alunecare care a făcut-o cu piciorul la nivelul pulpei sau nu știu. Deci de acolo nu mai știu ce s-a întâmplat, că ți-am spus, n-am văzut relarul, n-am vrut să mă uit. Mi-a fost groază așa când, în primă fază, când am văzut piciorul așa pus deoparte, groaznic. În orice caz e rău pentru copil, că dai seama, este foarte important acum cum îi se sudează oasele, este și în zona gleznei, știi cum e acolo, o articulație foarte importantă în toată mișcare, în toată alergarea, contrari la schimb direcția, cum șutezi, cum dai pas și așa mai departe. Țicu e vinovat? Nu știu ce, n-am văzut intenția lui de a o face, eu știu, dar are stilul ăsta lui de a-și marca teritoriul. Sunt toți când au postul ăsta de fundaș și ei vor să se impună acolo dintr-o gesturi din astea cu anumită, nu știu dacă anumită duritate, cu anumită agresivitate. Nu vreau să spun că l-a atacat foarte dur, dar până la urmă, uite, nici nu știu cum și-a rupt din cădere, că nu, oricum nu putea să-i rupă piciorul din șutul ăla care i-l-a dat el la nivelul ăla. Sorin, Țicu e genul care își marchează teritoriul, nu? Genul de fundaș, a? Absolut, absolut. În general, mai toți porteri, apărătorii fac lucrul ăsta. Da. În sfârșit, e un moment tragic, tragic chiar pentru copilul ăsta, nu neapărat dramatic. Dar spune chiar tragic pentru că îi poate influența toată viața lui, cariera lui, avea carieră și cel fotbalist, de cine știe ce visuri și-a făcut. Dar să pot, nu înseamnă că e terminat 100%. Deci nu, da. Înțeleg de la tine că nu l-ai pune Pățicu pe o cruce, nu l-ai crucificat Pățicu. Da, nu am văzut atacul foarte, foarte dur, dar este agresiv. Este un jucător pe care aplică agresivitate. Așa, dar nu de nivelul că ar vrea să-i facă cuiva rău de tipul ăsta. Dar uite că se întâmplă. Din experiența ta, îl va marca toată viața pe Iancu de accidentarea asta? Am mai avut jucători de tip ăștia care, nu știu, aveam pe Neagu la FC Argeș, un jucător cu un Robert parcă, sau nu mai știu cum îl cheamă, foarte talentat, foarte talentat. Și după ce i s-a rupt piciorul, a venit cu o anumită frică. Uită-te și la Colici, iar cât perioadă, eu știu, când i-a rupt piciorul atunci Mihalache și ceea ce se întâmplă cu el, că nu-și mai revine. Singurul care și-a revenit, da, e un tip puternic și a putut să treacă peste el pentru că are vâna asta, e Nicușor Bancu. Așa, printre cei care i-am avut așa apropiați și am avut șansa să lucrez cu ei și ăsta. Dar sunt unii care rămân cu o temere. Nu, dar să știi, Sorine, doar Bancu, atât, ai dreptate, doar Bancu și-a revenit. Da, da.